delicate ce comenzi, terminându-și rostul lor. Lângă noi se sting și mor. Dragii noștri, mai poți întârzia, să ia de la început. Au plătit cu viața lor ale fiilor Hujmaniuc. Îmi place că ți-ai ales o piesă grea. Le-am reproșat multora din concursul ăsta că și-au ales piese ușoare. Ți-ai ales o piesă dificilă, ai vocea pe
pentru așa ceva, ai tehnică, ai vibrato, te concentrezi să-ți iasă bine, te-ai preocupat, te-ai și aranjat, te-ai și îmbrăcat frumos. Așa îmi place, așa arată un concurs, mai ales un concurs atât de greu, unde s-au înscris 178 de artiști. Nu am ce să-ți reproșez, e adevărat că o să mai lucrez și cu ani, o să-ți faci o voce beton, dar deja ești bună și asta mi-a plăcut și îmi place că ți-ai ales o piesă grea. Asta e cel mai important și nu ți-ai ales o piesă chichirichimiche, cum fac foarte mulți concurenți de vârsta ta, care nu-și dau seama că la un concurs atât de greu trebuie să vii cu o piesă dificilă ca să-mi arăți vocea ta. Bravo și succes!